Bine ai venit, stimate telespectatoare, stimate telespectatori. E miercuri, ora 4, suntem împreună. Bine te-am găsit, bine ai venit. Bine am venit, bine te-am mai găsit și așa mai departe. Astăzi avem o întâlnire specială pentru că e 5. 5-ul este foarte important, așa cum toate sunt foarte importante, dar mai comod să zicem că e 5-ul pentru că e la mijloc. Am mai vorbit de multe ori despre el, astăzi o să punem un pic reflectoarele pe el, dar sigur, vibrația zilei este 7. Nu uităm că data de astăzi, 5 septembrie 2018, însumată de cifra 7, magic, mistic, Doamne, binecuvintează-ne, binecuvintează emisiunea să înțelegem lucrurile încă mai grozav. Deci spuneam că noi, numerologii, ne ocupăm în general cu precădere de primele 9 cifre. Numere, dacă vrei. De la 1 până la 9. Acum, ele sigur că pot fi înșiruite și pot fi apucate de colo, de colo, de colo, de colo, dar înaintașii noștri, numerologi, matematicieni, aritmeticieni, cum vrei să le spui, au grupat aceste prime 9 cifre, cifrele de bază, numerele de bază, nu doar în numerologie, într-un pătrat. Acest pătrat care are latura de 3, pentru că nu e așa, se știe de mult, în vechime, toate lucrurile bune sunt 3. Și s-or fi gândit înaintașii aceia, nu știi, de la Pitagora încoace, hai să le aranjăm cumva numerele astea, să le punem într-un fel oarecare, să le ordonăm, să le aranjăm. Și atunci nu, au făcut coloane și rânduri, le-au aranjat fie 1, 2, 3, fie 1, 2, 3, școlile sunt diferite, mai multe, de-aia e frumoasă viața, că e complexă și dinamică, doar că oricum ai face ori pe șiruri, ori pe verticală, pe rânduri, pe șiruri așa, rânduri așa, oricum ai pune primele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele se încadrează, iată, în acest pătrat magic, de acolo de unde noi le extragem și le analizăm ce conexiuni, ce corelații, ce vecinătăți are fiecare dintre aceste numere de bază. Sigur că după aceea vorbim de numerele maestre. Știm, astăzi n-avem niciunul, dar știm noi că ele sunt acolo undeva, 11, 22, 33, 44, 55 și câte vor mai fi. Deci cele de bază, cele 9 cifre, numere de bază, se află în acest pătrat, un pătrat care, foarte interesant, că are în mijloc, am spus, oricum mai începe în jos sau pe orizontală alinierea, înscrierea acestor numere, la mijloc cade acest 5. Foarte interesant, pentru că el, iată, am spus-o și în alte emisiuni, este învecinat cu toate celelalte 8 numere. Da? Niciunul dintre celelalte numere nu are această calitate de a fi învecinat cu fiecare din celelalte. Sigur că asta îi dă o particularitate, sigur că nu uităm noi că această diagonală 1-5-9 este diagonala cifrelor pozitive, masculine și de foc și care, iată, o particularitate, sunt singurele 3 din cele 9. Celelalte elemente, câte 2, da? Spre deosebire de elementul foc care are 3, celelalte 3 elemente, pământul, apa și aerul, au câte 2 elemente în acest pătrat, în această aranjare, da? Dacă ne uităm la cele 2 colțuri, da? Acolo avem celelalte 2 elemente care sunt de aer, care sunt tot pozitive, masculine, dar de aer, da? Iar numerele feminine, negative, nu în sens peiorativ, cu minus, cum se mai spune, respectiv de apă și de pământ, sunt celelalte 2. Deci 2, 4, 6 și cu 3 fac 9. Nu putem șmecheri nimic. Doar că, iată, focul are cele mai multe elemente. Sigur, focul, lumina sunt foarte importante și ne dă acest semnal de atenționare, numerologia, că trebuie să fim deschiși, să ne preocupe, să ne
focusăm, să ne orientăm, canalizăm către elementele de foc, către lumina cunoașterii, a purificării, am vorbit noi și în alte părți. Deci, iată, cinciul este un element de foc, este, dacă vrei, un fel de al treilea element de foc. Interesant este că în jurul lui cinci sunt opt numere, cifre, cum se spune, aranjate foarte interesant. 3, 3, 3, 3. Par să fie 9 și nu sunt totuși 9, pentru că ele se repetă colțurile. Ai înțeles foarte bine chestia asta, rămân doar 8. Așa că imediat facem legătura cu filozofia chineză, da, care vorbește despre acea broască țestoasă care a apărut unui înaintaș, om luminat înainte, care avea țestoasa pe carapacea ei cele 8 simboluri din filozofia, da, orientală, a căror combinație, da, acoperă toată varietatea de combinații, cele 64, dacă știi, dacă nu, burtica pe carte, fie la bibliotecă, fie pe internet, caută și găsești cum e cu broasca aia care are cele 8. 8 are și 5 în jurul lui, nu-i lipsit de importanță. Acum, interesant este că tot e specialul 5, apropo, azi e ziua celor născuți în data de 5, e o vibrație de 5 care e specifică și celor născuți pe 14 și pe 23. Este o cifră de echilibru, de talent, da? Este o cifră de interior puternică, echilibrată, dar și talentată, care are, iată, în jur 8 alte numere, cifre de bază din tabloul numerologic. Foarte interesant este că dacă le adunăm, ajungem la o chestie interesantă, 40. 8 ori 5 fac 40. Deci, în sumarea lor este egală ca medie, da? Cu numărul din mijlocul lor. Ei, asta nu e chiar așa de lipsit de interes și de semnificație, da? Iată de ce e el echilibrat, iată de ce e buricul acestui. Foarte interesant. Deci, 1 cu 2 cu 3 cu 4, 6, 7, 8 și 9 adunate, te rog să faci verificarea dacă vrei, dau 40, adică în medie 5. 8 numere ori 5 fac 40. 5-ul care este la mijlocul acestor numere, oricum ai lua-o încolo, 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 încolo. Deci, nu este lipsit de importanță cum face el legătura între un număr de început 1, da? Și un număr de sfârșit 9, pe care îl găsim în colțul opus, da? Foarte interesant. Deci, variațiunea numelor pleacă de la 1, ajunge la 5 și chiar până la 9, maximum cum ar veni, 5-ul e la mijloc, am vorbit de atâtea ori, de aceea este echilibrat, de aceea este de mijloc, ca să fie egal depărtat de cele două extremități, iată că în acest pătrat, punându-le, este egal depărtat de toate colțurile, dacă vrei, și egal învecinat cu toate celelalte 8 numere. Asta înseamnă că mai mult decât am vorbit până acum, 5-ul le cuprinde, le incumbă, le presupune, dacă vrei, și pe celelalte, fără ca să le ia locul, fără ca să le elimine, ba dimpotrivă, ai o coeziune între toate cele care e asigurată de acest mijloc, acest 5, element masculin, pozitiv, de foc, talentat, dar echilibrat. Vezi, ideea este că, în general, echilibru nu te duce în primul impuls, nu te duce către ceva puternic, da? Către element de foc, către element pozitiv, masculin. Da? Mai degrabă te-ai gândit că un echilibru este adus de cineva mai așezat, mai cu mințel, mai... Da? Cum este femininul, cum este elementul, da? Celălalt. Și totuși, iată, aici este mijlocul, aici este echilibru. Deci, o învățătură pe care o tragem, echilibru e ceva dinamic, da? Nu e ceva static, nu e ceva dobândit și zace acolo. Tocmai când se vorbește despre ieșirea din zona de confort,
înseamnă ieșirea din zona de stagnare. Cinciul nu e stagnant, nici într-un caz. E dinamic, este talentat și are totuși acest echilibru pentru că e conectat cu toate celelalte. Dacă vrei, într-un fel, cam știe despre ce e vorba în fiecare din celelalte 8 elemente, așa cum altele nu știu. Fiecare poziționarea noastră într-un anumit pătrățel din acest pătrat cu 9 pătrate mai mici ne dă o anumită caracteristică, însușiri, talente, obiective și așa mai departe, care de acolo privit, nu? Par a fi cele mai importante, cele mai grozave. Vedem că în vicinătatea noastră există alții diferiți de noi. Dar, pe de o parte, ni se pare că noi suntem cei mai tari în parcare, pe de altă parte, înțelegem că nu suntem totuși singuri, dar cinciul, în poziția lui acolo centrală, are această informație, da? E o energie, e o vibrație asta, da? Conexiunea asta, conectările, conexiunile, cum vrei să le spunem, îi dau această putere a lui cinci, această putere mediană, mediatoare, echilibrată, dar și talentată, în sensul că e mult mai ușor unui cinci să se pună în locul oricăruia dintre celelalte 8, spre deosebire de celelalte 8 care le e mai greu. Da? Asta este avantajul lui 5. Fiind situat aici la mijloc, având această deschidere foarte mare și în stânga, și în dreapta, și în sus, și în jos, și așa mai departe, are această informație și a dobândit această calitate de a se putea pune în locul celorlalte. Dacă vrei, se alătură talentului lui 9, da? 9, care e culmea înțelepciunii, este treapta cea mai de sus, care nu deranjează, deja a dobândit atâta cunoaștere, înțelegere, da? Asupra lumii, creației, cum vrei să spunem, încât nu mai simte nevoia să corecteze. Am vorbit de atâtea ori că 9 adăugat oricărei alte cifre nu îi schimbă calitatea, da, vibrația și așa mai departe, ci îi o păstrează, îi o respectă. Ei, iată, cinciul este în această postură de a respecta pe celelalte 8 numere din jurul lui, fără să simtă nevoia să le înlocuiască, să le pervertească, să le modifice, să le influențeze, da? Pentru că, fiind în mijlocul lor, le are cam pe toate sub privire, sub simțire, sub, da, în cunoaștere, sub înțelegere, astfel încât e mai degrabă tentat să colaboreze decât să concureze, da? El știe, cinciul, de aceea e grozav, de aceea e echilibrat, pentru că nu vrea din postura aia, unde e mai bine decât să stai acolo, da? Ești egal depărtat de toate laturile, de toate unghiurile, colțurile și așa mai departe, de toate numerele, până la urmă, unde e mai bine? De ce să vreau eu de aici să iau locul 8 care e alături? Sunt prea la margine sau doiul de dincoace, da, e periculos, e altfel. Sigur, există corelație, există colaborare și conexiune. Despre 2 cu 5 am vorbit de mai multe ori, ele chiar se scriu așa oarecum invers și 5 cu 8 are o corelație foarte faină, dar 5 nu vrea să fie un 8, pentru că de aici se vede că 8 e prea aproape de 9. Ori apropierea asta de un final, de o dare de seamă, de un bilanț pe care trebuie să-l prezinți, așa, nu e foarte atractivă. De aici, din locul lui 5. Atenție, când noi ajungem la 8, fiecare dintre noi, știm că urmează bilanțul. N-avem ce mai face, nu ne mai întoarcem din drum. Dar el nu e invidios pe 8, nu se grăbește, da? E echilibrat, e locul de unde lucrurile se văd foarte bine, se înțeleg foarte bine, da? El are această poziție de unde înțelege cât de greu e să fii la început, da? Cât e greu să începi cu 1, apoi să faci asocierile lui 2, să faci comunicarea, să vii la 4, să încerci și să începi
încă un rând, un alt rând, care e altfel decât rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o succesiune care repetă 1, 2, 3 și am vorbit de atâtea ori și o mai spunem o dată, suma lor e 6, oricare dintre aceste trei coloane. Da? Într-un fel se reiau experiențele tipologice, adică 1, 2, 3 dau 6, 4, 5, 6 dau tot 6, că e 15, adică 6 ca vibrație, la fel cu 7, 8, 9, care până la urmă 24, care dă tot 6 vibrația. Oricare din aceste coloane dau această valoare 6, care ești la 6 TV, știi foarte bine, vorbim de iubire, despre energia primară, primordială, de bază, cum vrei să-i spui. Cinciul, încă o dată, este în postura aceasta centrală, de unde se simte foarte bine, de unde e gata să ajute. Cinciul fiind la mijloc, poate să ajute atât pe stânga cât și pe dreapta. Da? Atât sus cât și jos. El este așa de bine, așa de echilibrat, încât poate să dea o mână de ajutor. Celelalte numere, fiecare la locul său, au de treabă, au de efectuat experiența proprie și sunt mai puțin disponibile colaborării, cooperării, da? Treiul de-abia se bucură că a trecut de doi, care nu e ușor să te asociezi. Pe bune, acum, fiecare dintre numerele acestea au dificultățile lor și fiecare dintre noi știm că ne-am simțit foarte bine când am trecut de la un număr inferior la următorul număr superior. Deci de la 7 la 8 este de bine, de la 8 la 9 este de bine. Toate au dificultăți. Frumoase sunt toate, de aceea le iubesc eu și bănuiesc că și tu la fel. Fiecare are farmecul sau provocarea, darul pe care îl aduce în toate experiențele de tip 3, 4, 5, 6, 8 și așa mai departe. Cinciul este așa de bine situat, așa de bine aranjat, așa de echilibrat, încât este, spuneam, disponibil să ajute oricare dintre celelalte. Deci ține minte și folosește chestia asta. Când ai o problemă, un dezechilibru, o problemă de surmonta ceva, de depăși ceva, folosește-te, ajută-te de 5. Ce înseamnă 5-ul? Burta pe carte, informații, ce e 5-ul, unde e 5-ul, ce ne oferă, 5 elemente, 5 degete, deci o mână de ajutor, 5 degete, da? Fiind atât de disponibil pentru a o ajuta pe toți cei din jur, pe care îi simte frații, atenție, foarte important, cinciul se simte, fraternizează cu toate celelalte numere. Din postura asta nu te simți altfel, adică din altă gașcă, din altă categorie. Dimpotrivă, ești solidar cu toți, ești comuni și empatizezi cu toate cele din jur și pe chestia asta sigur că ești și simpatizat și sigur că ești și tu ajutat la timpul nevoilor tale, la timpul încercărilor tale. Toți ceilalți din jur care au simțit, simt, știu despre disponibilitatea ta de a le oferi ajutorul, sunt gata la rândul lor să te ajute atunci când e nevoie. Pentru că fiecare număr are propriile sale încercări, momente de derută, de cădere, de dezorientare, dar nu așa de multe în această postură echilibrată a lui 5 și mai ales cu disponibilitatea, iată, a 8, da? A 8 numere, a tuturor celor 8 numere înconjurătoare de a te ajuta. Dacă fiecare dintre ele au câte 3, da? 2-ul îl are pe 1 dinainte, pe 3 și pe 5-ul de lângă. Da? Colțul ăsta cu 4 și cu 6, relativ, să zicem că ar fi de rangul 2, dar cu 7, 8 și 9, nu. Deci beneficiază de mult mai puține și fiecare dintre ele, da? 3-ul din colț îl are pe 2 dinainte, pe 6 de aici și pe 5-ul de aici. Are 3 și numai 3 ajutoare. Spre deosebire de 5, iată care primește 8 ajutoare. Deci este o poziție binecuvântată, talentată și pentru ca să ai experiențe valoroase, pentru că mulți am dat, mult aștept de la tine, are și ajutoare multe din jur,
de la 8 numere diferite aflate pe diverse stadii de evoluție, da, pe diverse tipuri de experiențe, gata să îl ajute, să-l completeze, dacă vrei, să-i reamintească eventual sau să-i spună despre ce urmează, da? Ce 1, 2, 3 și 4 de dinainte, da? Îi spun despre poate niște informații, amintiri pe care le-a pierdut. 6, 7, 8 și 9 îi spun, te mai e până la capăt, ai timp să te redresezi dacă e ca o problemă de, da, dezechilibrare. Sau, uite, noi suntem aici și te ajutăm să crești, da? Noi suntem viitorul pe scara de evolutivă, da? După 5 vin cele 4 numere, 6, 7, 8 și 9, care așezate iară în acest pătrat minunat cu 9 căsuțe, ne arată care unde este, care fiecare dintre numere și ce corelații și ce conexiuni și ce raport de forțe, dacă vrei, pentru că, iată, cinciu este disponibil să ajute 8 numere, ceea ce îi conferă o gamă largă de manifestare, da? Asta aduce după sine forță, pentru că, am spus-o și o repet, eu sper că ai înțeles asta, pilda talentului, asta înseamnă că ți-am dat talentul, ți-am dat energie cât îți trebuie pentru ce ai tu de făcut. Deci, pentru 5, ca să poate să ajute pe cele 8 numere înconjurătoare, 8 stadii, 8 categorii, dacă vrei, are în dotare, are la îndemână, cu ghilimele de rigoare, accesul la puterea energetică suficientă, necesară pentru a efectua respectivele acțiuni de ajutorare. După cum, atenție, are și orificiile, deschiderile, supapele de preluare a acestor ajutoare. Spuneam că toate cele 8 sunt gata să-l ajute pe 5, ceea ce niciunul dintre celelalte nu beneficiază, dar 5 trebuie să aibă 8 intrări, cum ar veni, da? Inputuri pe unde să preia aceste informații, vibrații, energii a celor din jur. 8 outputuri, 8 ieșiri ca să poată să-l ajute pe fiecare din cele 8, 8 inputuri ca să primească la rândul său ajutorul celorlalți. Aici trebuie să înțelegem la modul general că toate sunt biunivoce în natură. Nu există dezechilibru, ți-am dat eu și tu las că să fie primit. Este primit în energia, este întotdeauna compensată. Uneori printr-un gând, nu pe aceeași treaptă, nu în același mod, în aceeași fel, da? Echilibrarea energetică dintre două entități, două persoane, da? Două situații, așa mai departe, se face în moduri subtile, nu neapărat egale, egalitariste, adică ți-am dat o găleată de porumb, tu mi-ai dat înapoi o găleată de porumb ca să fim chit, cum se zice. Echilibrarea, compensarea, cum se mai spune, are loc în planuri subtile, diverse, da? Nu e strict, adică egalitaristă, cum spuneam. Bun. Deci are cinciu acesta drăguțul de el 8 ieșiri, 8 intrări. Sigur că iarăși fac referire la cele 8 simboluri din China, din Orient. Poate că e timpul să te apropii, dacă n-ai luat cunoștință până acum, să vezi ce spun ei, cum se grupează, ce exprimă și ce interesant poți exprima prin acele asocieri care se fac între cele 8, cele 64 de variante de asocieri, de simbolurile care s-au găsit, așa spune tradiția, pe carapacea broaștei zestoase, care pot să-ți aducă înțelesul noi, da, viziune, o abordare diferită față de cultura și religia noastră occidentală, mă rog, creștină, care să te ajute să înțelegi mai mult, mai bine, mai altfel. Bun.
Suntem deci încă o dată în postura lui 5, aici ne simțim foarte bine, vedem totul frumos în jur, suntem deschiși întotdeauna să ajutăm și 5 avem toți. În tabloul numerologic, în însumarea diverselor ăsta, la apartament, la stradă, la mașină, vedem 5-ul, vedem mâna, de câte ori ne cad ochii pe câte un 5, da? Să ne aducem aminte că este o sursă de echilibru, de ajutorare, da? Iată, emisiunea se termine la ora 5, deci suntem gata, pregătiți pentru ca să beneficiem de vibrația lui 5, o vibrație puternică, centrală, echilibrată, am spus, cu puterea focului, focul cunoașterii, da? Focul purificării, care să ne ajute să trecem mai departe. Suntem între 4 și 6 până la urmă, nu, nimic nu se oprește în curgerea respectivă, dar acum, aici fiind, să beneficiem, să ne bucurăm și să mai înțelegem ceva, că 2 de 5 fac 10 și 10 este numărul lui Dumnezeu, o cifră excepțională, dar care, iată, numerologia ne spune că de fapt este un nou început. Nu ne oprim nici măcar când am adunat 2 de 5, acolo 10 de fapt este 1, care înseamnă că vine 2 și iarăși 3 și 4 și așa mai departe. Numărătoarea continuă, emisiunea continuă, dar după o scurtă pauză. Te aștept! Bine ai revenit, hai să mergem mai departe, că vine ora 5, că peste noi și trebuie să terminăm. Deci vorbeam despre importanța lui 5, iată că apare 5-ul, cum am spus, la mijloc, la mijloc de caroiajul ăsta, de pătrățica asta împărțită în pătrățele. Spuneam că este un număr simbolic, da? Simbolismul fiecărui număr, l-am analizat și îl vom analiza în continuare, semnificația, atribute și așa mai departe, dar azi suntem la acest 5, sigur, vorbim imediat și despre 7, că vibrația zilei e 7, dar nu mergem mai departe până nu spune la mulți ani celor sărbătoriți astăzi, Freddie Mercury, care îl binecuvântăm în eternitate, și domnul Anghel Andreescu, un personaj excepțional, chiar pe 5 septembrie. E o vibrație foarte plăcută și cunoscută mie, pentru că peste 9 zile nu am eu 14-a 9, deci este același tip de experiență, de vibrație, de, da, bazată pe 5. 5-ul acesta care face legătura, nu-i întâmplător că el este situat acolo și nu-i întâmplător că fiind situat acolo are acele atribute, acele caracteristici. Este deci un număr de bază, este un număr central, este un număr echilibrat, îți aduce echilibru, dar încă o dată echilibru nu înseamnă ceva dobândit o dată pentru totdeauna, mai scapă boii, cum se zice, mai sare gardul, dar se reechilibrează ușor un 5, da? Repede și revine la locul său, la poziția sa, la postura sa, da? Spre deosebire de ceilalți care nu la fel de ușor redobândesc echilibru. Niciunul nu este echilibrat odată pentru totdeauna, dar fiecare poate să redobândească, să revină la axa aceasta de simetrie, la echilibru și așa mai departe, echidistanță, cum se zice, nu-i... Nu rare ori ne întâlnim cu această nevoie de echidistanță, noi spunem de obiectivitate, ceea ce nu e chiar foarte posibil, obiectele sunt obiecte și noi suntem totuși subiecti, dar această echilibrare, această axă de simetrie, această echidistanță, da, e nevoie să o redobândim ușor. Sigur, ne pasionăm, ne plecăm, ne... Uneori e atractiv, alteori e provocator, alteori avem curiozități cum ar fi să și o luăm ori spre stânga, ori spre dreapta, ori spre prea mult în sus sau prea mult în jos, dar 5-ul ne aduce aminte să revenim la
mijloc, la echilibru. Da, toate sunt. Și cele din stânga, și din dreapta, și de sus, și din față, și din spate sunt interesante. Și prin toate trecem. Toate toate sunt pentru noi, dar nu toate sunt bune, cum spune și Apostolul Pavel. Luăm ceea ce găsim în fiecare loc, dar ne aducem mereu și mereu aminte. El e acolo, da? Noi mergem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dar El, 5-ul, este mereu și mereu acolo la mijloc, gata să ne ajute și să ne aducă aminte, ne trage de mânecuță, vino înapoi în echilibru, în echidistanță, că de acolo poți să faci lucruri bune, să înțelegi, să percepi lucrurile valoros. Altfel te ia pasiunea, somnul rațiunii, știm noi, da? Una alta. Bun, cam astea despre 5, am vorbit mult, mi-e drag 5, o înțelegeți voi de ce, dar hai să mergem și la 7, că și 7-le e frumos și interesant și l-avem și pe ăla, 14 înseamnă 2 de 7, un 7 care, iată luna aceasta, spuneam, e altfel decât luna trecută, diferența dintre cele două vibrații de interior și de exterior e de două unități, da? Nu mai e una lângă alta, cum era în august, acum suntem, iată, două diferențe, pentru că, nu-i așa, 9 și cu 2 fac 11, 9 de la luna 9 septembrie și 2 de la anul acesta 2018, 2, 9 cu 2, 11, adică 2, 2 se adaugă zilei curente. Azi e 5, cu 2 fac 7. Suntem într-o vibrație 7, magică și mistică. Dacă acum noi experimentăm lucruri magice, da? Atipice, normale până la urmă, când s-o facem? Acum o facem. Acum, sigur că ne bazăm pe un lucru pe care trebuie să-l spun. Este vorba despre faptul că 7 este patronat de Doamne, Doamne, clar. Păi dacă acum ne trezim că suntem copiii lui Dumnezeu, putem să zburdăm mai mult decât în alte zile. Sigur că cu măsură, sigur că cu responsabilitate. Nimeni nu o să spună niciodată aruncă-te unde nu e cazul să te arunci. Și nici tu n-ai să faci chestia asta dacă eu am să-ți spun să te arunci. Dar în asemenea zile de 7 magice și mistice, poți să dai drum un pic la hățuri, cum se zice. Nu în sensul rău, nu în sensul periculos sau dezastros, ci în sensul de a nu-ți inhiba porniri către a cunoaște zone diferite, persoane diferite, învățături diferite, da? Într-o asemenea zi poți să-ți permiți, da? Bazându-te pe faptul că ești într-o zi magică și mistică, să faci lucruri atipice, da? Spuneam, anormale, non-convenționale, cum zice un prieten. Adică poate ai fost curios să știi ce e nu știu unde, într-o anumită carte care se zice că nu-i bine să o citești sau într-o anumită asociație care iarăși e secretă, e nu știu cum. Astăzi sunt zilele, astăzi e vibrația aceasta zile de astăzi propice și ai și cinciul acela dinăuntru care îți dă un echilibru interior care e foarte important și pe care te poți baza pentru ca să-ți permiți să faci, iată, niște experiențe mai neconvenționale. Să-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Astăzi, mâine e altă zi, atenție, mâine vine 8-ul și 8-ul înseamnă karmă. Atenție unde pui piciorul, unde bagi nasul, că mâine te să dai socoteală. Deci, invitația este să nu-ți inhibi niște porniri, dar nici să stimulezi prea mult niște porniri bolnăvicioase sau imorale, ilegale sau cum vrei tu, pentru că vine socoata, mâine deja e 8. Și 8-ul, sigur, e vibrație foarte puternică, dacă are scutură așa de tare încât se vede ce ai făcut cu o zi înainte, cu două, cu trei și așa mai departe, și toate au scadența. Mâine e zi de scadență. Atenție, sigur, am mai spus-o și o mai spun o dată,
Dacă ești cu minte, atunci folosești zilele acestea scadențe și îți faci tu bilanțul. Nu aștept să vină creditorii, da? Alo, șeful bagă datoria. Tu singur îți revezi, da? Socotelile, raporturile cu diverse persoane, instituții și cu statul. Atenție, trebuie să mâine să-ți faci reglajul la impozite sau ce datorii mai ai, n-ai plătit o amendă. Toate acestea le faci conștient că e bine să-ți regularizezi, da? Balanța de venituri și cheltuieli, să-ți echilibrezi bugetul, să-ți achiți datoriile. Sigur, am mai spus-o și o mai spun o dată, preocuparea este firească și pe partea de venituri, adică de venituri de încasat, da? Dacă sunt scadente sau au fost deja scadente niște împrumuturi pe care le-ai acordat și n-au fost achitate, e cazul să te ocupi și de acelea, fără să pui presiune, fără să-i pui piciorul în gât sau pistolul la tâmplă, dar și de acelea este normal să te ocupi într-o zi de 8, de scadență, de bilanț, cum spuneam. E o energie puternică care te ajută, de exemplu, să fii, nu știu, puternic în fața celui care poate nu prea vrea să-ți dea datoria, da? Dacă mâine, într-o zi de 8, vorbești cu el, s-ar putea să ai un ascendent, da? Prin această vibrație al 8 asupra lui și el să simte că totuși trebuie să se achite de acea datorie. Sigur că nu e vorba doar de bani, e vorba de tot ceea ce înseamnă raportul între oameni materiale și non-materiale. Deci, până mâine, astăzi suntem în 7 și facem experiențe de 7. 7 culori, 7 note muzicale, 7 zile ale săptămânii. Asta ce înseamnă? Că astăzi fiind miercuri și 7, 7-le înseamnă toate cele 7 zile și nu trebuie să mă opresc în a face un demers, o acțiune, da? Chiar un proiect. Nu pot să-l fac pentru că e miercuri. Fiind miercuri și fiind vibrația 7, e ca și când ar fi și luni și marți și joi și așa mai departe. Deci, în 7 se cuprinde energia tuturor celor 7 zile ale săptămânii, asta însemnând toată săptămâna, întregul, dacă vrei, toate cele 7 culori ale spectrului, deci ai puterea luminii albe, care ce înseamnă? Am spus-o și mai devreme, înseamnă cunoaștere, lumina cunoașterii, focul, da? Precum și lumina și focul purificator, da? Cel care arde impuritățile, neconcordanțele, nepotrivirile, ceva, neîmplinirile în general. Deci, te poți folosi, iată, într-o zi ca asta, de 7, de toată puterea. Sigur că am spus că este patronată de Doamne, Doamne, și de la El vine toată energia și ori de câte ori simți că ai o diminuare de energie, o scădere, o cădere, un blocaj energetic, sursa, esmare asta care l-am spus de atâtea ori, da? Este Doamne, Doamne. De acolo primești iubirea. Iubirea este energie pură. Adică dacă ceri iubire și vrei să operezi cu această energie, ești sigur că n-ai probleme. Altfel, dacă ceri un anumit tip de energie, e totuși cu risc, cum se zice, pentru că s-ar putea să nu fii cel mai talentat conducător sau administrator a acelei energii. Sfatul meu este ca întotdeauna să cereți de la Dumnezeu iubire, energia iubirii, căci cu asta poți rezolva orice problemă interpersonală, de toate felurile, familială sau profesională sau socială sau politică sau ce vrei de pe lumea asta, pentru că încă o dată acolo, în lumina albă, da? În lumina cunoașterii, în lumina care le cuprinde pe toate cele 7 culori care formează, da? În care se desface această lumină albă, ea, lumina albă, este cu siguranță și puternică și cel mai ușor de administrat, deși le cuprinde pe toate. Pentru că, încă o dată, pentru a lucra cu lumină
portocalie, de exemplu, care are particularitățile, semnificațiile, atributele ei speciale, da? Știm din istoria recentă cum a fost cu portocaliul ăsta, cu primăvară, cu nu știu ce, cu nu știu cum, și nu numai, ca și cu violetul, ca și cu verdele și așa mai departe, fiecare dintre ele au puterea lor, au semnificație, au relevanță, dar dacă ești cu minte înțelept și înțelegi semnificația lui șapte, le unești, le lași acolo, în lumina albă. În alb este destul portocaliu ca să rezolvi problemele portocaliului. E destul mov, violet, cum vrei să spunem, ca să rezolvi problemele violete, cu ghilimele, sau cele verzi de sănătate, de bucurie, sau cum vrei să le spui. Și atunci optăm, dacă suntem cumiți, pentru această sinteză a luminilor, a culorilor, pentru această sinteză a zilelor săptămânii. În oricare zi înțelegem că este doar una din cele șapte, dar ea nu e separată, nu e extrasă din întreg. Noi suntem în cursul săptămânii și dacă suntem joi și dacă suntem marți. Sigur, avem niște semnificații și simboluri ale zilelor. Sabatul, sâmbăta, când e odihnă, duminica, ziua Domnului, ziua prima și a opta respectiv, cu semnificațiile lor, dar încă o dată, fiecare dintre ele aparțin săptămânii și dacă lucrezi cu energia săptămânii, adică energia întregului, atunci ai a nu te îngrijora de poate incapacitatea ta de a administra respectiva subculoare, da? Subsegventă. Nu albul, ci galbenul. Galbenul este o putere aparte, e deschide și inteligența și spiritualitatea, e o culoare puternică, deși uneori nu-i băgată destul în seamă. Cu toate acestea, sfatul meu este să lucrezi cu lumina albă, să ceri iubire, lumină și căldură, da? Ceea ce înseamnă înțelepciune și iubire, pentru că în sinteza aceasta celor două componente intră totul și nu trebuie să-ți nici upgradezi, da, cunoștințele despre cum se administrează galbenul spre deosebire de portocaliu, care e imediat lângă el. Atenție! Ele, la un moment dat, dintr-o anumită percepția lor, da, de la o anumită distanță, se aseamănă foarte mult până la confuzie. La un moment dat, galbenul și cu portocaliu de la o anumită distanță par același lucru, da? Și cu toate astea fiecare are sensul său, fiecare așa, dar rămânând, da, la volanul sau la manetele de la pupitrul de comandă, aici unde se operează cu sinteza, cu iubirea, respectiv cu înțelepciunea, cu căldura și lumina, da? De aici este mult mai ușor de condus. Aici sunt presupuse și introduse și cuprinse toate celelalte de grade inferioare, da? De detaliu, cum ar veni. Rămâneți întotdeauna la volanul sau la, mă rog, manetele acestei nave pe care o conducem în această călătorie și tu și eu suntem într-o călătorie și asta operăm aici în sistemul ăsta. Rămâneți deci la pupitul de comandă, la centru de comandă. Am spus că cel mai bine conduce inima, mult mai bine decât mintea, care pare atât de cuminte și atât de inteligentă și cu atât de multe informații, operează în epoca asta, în era asta a informației, și cu toate acestea inima este mult mai puternică, operează mult mai multe informații, deși am fost cam învățat că mintea, creierul este cel care, vezi, Doamne, operează cu acestea. Și mai puțin inima, care părea că pompează doar sângele și, sigur, e foarte important să oprește inima, să oprește instalația, fără doar și poate, dar nu e doar atâta, nu e singurul rol și rost al inimii să pompeze sângele, deși sângele este energia vieții până la urmă și cu toate astea face mai mult, s-au descoperit în ultimii zeci de ani
Există acel institut de matematică a inimii care analizează chestiile astea și demonstrează științific pentru cei care au nevoie de probe că inima, iată, este cel mai bun administrator al informațiilor. Urmează-ți inima, ceea ce ni se spune de mii de ani, sau coboară-ți mintea în inimă, ceea ce spun isihaștii tot așa de vreo 2000 de ani, este un lucru cu minte, inteligent, valoros, da? Nu este doar o expresie, nu este ceva metaforic, ci concret. Rămâi la postul de comandă, de aici de unde este mult mai ușor de administrat toate cele 7 culori, toate cele 7 note muzicale, n-am apucat să vorbim, da? În cheia do, în cheia re, în si și așa mai departe, câte chei ori fi și câte tipuri de armonie ori fi în muzica aceasta atât de vastă și atât de minunată. De aici, da, unde se administrează toate, e mult mai ușor. Altfel, sigur, există melodii în cheia re care sunt senzaționale, dar s-ar putea să le scapi pe altele îndrăgostindu-te prea mult, atașându-te. Am vorbit de atâtea ori și mai spun o dată. Atașamentul e cea mai mare amenințare, cel mai mare pericol. Atașându-te de prea mult re minor sau re major, sună frumos, mai ales muzicienii știu să-ți spună ce înseamnă acest lucru, pierzi alte melodii, alte zone muzicale, după cum, ocupându-te prea mult de galben sau de portocaliu, că am vorbit despre ele, îți scapă indigo, o culoare ciudată, interesantă, provocatoare, dar o culoare din cele 7, tot ce este pus înăuntru săptămânii, toate zilele, deci toate cele 7 zile au rostul, locul lor aici în săptămână, toate cele 7 culori au rostul lor. Nu s-ar fi descompus lumina albă în 7, s-ar fi putut, se putea face, se putea desface în 9, în 21 sau în 33 de diverse culori, subculori, nuanțe și așa mai departe, dacă iată întâlnim cele 7, cu ele operăm. Și azi eu zic de 7 în care te invit, te îndemn, câte ore mai sunt din 7, dacă pe 7 îl găsești, oricând că el stă și te așteaptă, nu mai să-l apelezi, să faci experiențe atipice, neconvenționale, constrânse, da? Fără constrângeri, să te simți astăzi liber, Doamne, sunt copilul tău, astăzi fac o mică nebunie, că eu vreau să știu și cum e aia. Nimeni nu te condamnă că vrei să știi cum și aia. Sigur, e pericolul să te îndrăgostești, în ghilimele, că aia nu e îndrăgosteală, aia e atașament, am mai vorbit și mai spun o dată, toate sunt rele, toate atașamentele, pentru că toate conduc către dezamăgire. Mai devreme sau mai târziu, orice lipitură, oricât de bună, că atașamentul e un fel de lipitură, da? Oricât de bună, de ce glu e acolo, ce prenadez sau ce poți să-ți imaginezi, la un moment dat pierde calitatea de ale ăsta, pentru că vine vremea despărțirii. Ăsta merge încolo, ăsta merge încolo, oricare ar fi, mama cu fiica sau oricare, iubitul cu iubita, toate atașamentele sunt periculoase și sunt nefavorabile, pentru că vine vremea despărțirii, nu că are cineva ceva cu voi, ci pentru că așa este creația asta. Fiecare are mai multe domenii, mai multe vieți, dacă vrei, mai multe tipuri de reîncarnare, cum zic unii, da? Și atunci atașamentul, cramponarea, da? Lipirea prea puternică de o persoană, de o situație, de un principiu, chiar și acela nu e un atașament bun. Nimic nu e bun în sensul ăsta, pentru că mai devreme sau mai târziu vine despărțirea care aduce această dezamăgire și suferință și așa mai departe. Iubirea nu înseamnă să le ții, nu înseamnă să nu le mai dai drumul, da? Persoanelor sau împrejurări, vai, aici e minunat, am găsit o poieniță, de aici nu mai plec. E minunată poienița, dar viața e dinamică și e frumoasă și în poieniță, dar e frumoasă și sus pe munte și jos în vale și pe malul râului și pe malul
deșertului, că și acolo sunt oameni și acolo sunt experiențe de viață. Și tu și eu am venit pentru toate. Astăzi e un șapte în care suntem invitați să facem, să ne descătușăm puțin, să ne permitem niște experiențe mai speciale, dar cu gândul că șeful e la locul lui, nu uită, să uită în grădina lui și îți dă suportul de care ai nevoie, dar să și uită mai lung. Bine, am ajuns la sfârșit, îți mulțumesc. Cinciul e acolo, te așteaptă de fiecare dată și șaptele din când în când apare ca să mai îți faci puțin de cap. Dar în sensul bun, în sensul deschidere. Te iubești, Adrian, și te aștept data viitoare. Numai bine!